Trebuie să vă spun lucruri așa, scurt de tot, că le se pot întinde foarte mult. E cam singura conferință din țară, eu vă spun că e singura, care se face cu prilejul acesta 310 ani. Sunt cifre rotunde. De la trecerea într-o veșnicie a celor sfinți martiri, brâncoveni și Ioanache Sfetnicul. Tatăl cu fii și cu Sfetnicul. Ce pot să vă spun, dacă ar fi să avem diptice în mintea noastră pământeană, și clericală și laică, mireană, cum vreți, în cer, pentru sfinții neamului românesc, sfinții brâncoveni sunt cam deasupra, cam primii. Și îi explicam și domnului profesor, a avut o discuție și chiar aseară și în alte zile. De ce spun asta? Pentru că n-a murit doar el, a murit și copiii lui prin asumare de Hristos și de neam românesc. Au fost sfinți, sfinții la Nicoițele. Avem acolo 4 sfinți mari care îi aniversăm anual și sunt, mă rog, în calendar ca în primii cronologii, copii de primii, dar ei nu au avut cu familii, cu copii, să-i vezi pe copii uciși în fața diplomației europene, în fața sultanului, pentru că aici că nu leapă de pe Hristos și implicit nu leapă de învățătura creștină ortodoxă a neamului românesc. De aceea sunt ei primii. Noi nu prea spunem în biserici sau din lumea academică că acești brâncoveni sunt ca în primii ridicele cerului. Nu spun aici povești. Din acea sumare de moarte pentru Hristos, trecerea de voie din jertfa sa supremă a răscumpărat poate și păcatele neamului până atunci. Până se... Acum state păcate și sunt multe. Atenție, sunt multe păcate. Nu știu dacă Sfinții actual probabil că se roagă pentru noi ca să mai ne acopere Dumnezeu sau ni le îndepărteze. Da, aici e și cu spovada individuală și cu eucharistia individuală. O chestie combinată. Dar mai avem, spunea părintele stareț de cei 3 sfinți, mă rog, sunt mai mulți și părintele Stăniloae, că e de aici, de-i pași la Vlădeni, în Brașov, mai zicea în altul ieri și de părintele de la, nu Rămeț, de la Rămeț, nu? Rămeț. De la Rămeț, da? Sunt toți ai Ardealului, partea asta, că în nord sunt alții. Sunt mari. Am avut prilejul să cunosc pe părintele Arsenie Buca, în mod special pe părintele Stăniloae, mulți ani, ultimii 9 ani de viață, personal și într-o cadru intim special, nu pot să vă spun mai mult că nu e timpul. Și pe părintele Serafim Popescu, da, într-o împrejurare așa rapidă, mai puțin rapidă cu părintele Teofil Părăian. Nu mai intru în detalii, părintele Sares nu era, era copil. Atunci a venit, eram eu la început în învățământ, eram cu un grup de elevi de la liceul ceva din București, un liceu numai de șmecheri, scuzați-mă expresia, care au așezat bine societatea românească și au rămas uimiți. Deci putea să vorbească părintele Teofil Ionescu în fața acestor copii. Uimiți, vă spun. Au fost așa transfigurați în discuția de vreo jur de oră. Era în zona muzeu sau ce era atunci acolo. Dar ce pot să vă spun? Mă bucur că am putut să fac treaba aceasta cu mulți profesori de la București, profesor universitar dr. Radu Ștefan Vergati, profesor universitar Florin Șerbănescu, profesor universitar Ioan Caraza, profesor dr. Florin Duțu, mai este un profesor universitar cu doctor, care trebuie să apară, Mihaela Palade, care s-a ocupat și de, și o să vă spună dânsa personal, de ronicia brâncovenilor în ceea ce privește arta și cultura românească, care este unică și pot să vă spun cam depășește de cam tot, ce a fost și înainte și după. Toți acum vrem să avem câte o cruce brâncovenească, să avem câte o așezământ brâncovenesc, chiar biserică sau o formă de căsuță care să fie ca un palat domnesc brâncovenesc. Deci iată că există această legătură. Dar nu pătrund la esență că acești brâncoveni au fost sfinți, cei mai mari sfinți ai neamului românesc și încă mai putem prin ei să avem calea de împăcare cu Bunul Dumnezeu. E o problemă aici, a neamului românesc. Apropo de ce se întâmplă în Europa, noi visăm acum. Lucrurile sunt de o gravitate extraordinară. Numai Dumnezeu ne mai poate salva țara asta și poporul român de ce este acum în lume. Și văzut și nevăzut. Cu acești sfinți. Și ar trebui să le dea mai multă importanță celor care au fost împușcării și nu mai sunt trecuți în rândul sfinților. Ei, a fost de verde, a fost de albastru, de nu știu ce culoare. Au fost sfinți. Nu vreau să vă spun nume, că probabil că știți de mulți. Care au avut. În anii 30 cam toți erau cu cămașa aceea verde. Nu vreau să spun din biserică sau nu știu ce. Cunosc prea multe și din dosarele statului român.
dosarele care sunt în arhive. Să nu ne mai demam. Și dacă noi ne dezicem de istoria noastră adevărată, suntem nimeni, nimic, o să putem fi dispăruți din istoria umanității. Trebuie să avem cutezanța, să-i scoatem în față că au fost sfinți cu jertfă, care au murit în pușcărie, pur și simplu. Pentru Hristos, nu vreau să dau nume, și pentru neamul ăsta românesc. Pentru adevărul neamul românesc. De aceea am și dorit ca Brâncovii să fie scoși în evidență, bineînțeles, prin alte aspecte istorice, culturale, ce aici avem oameni de valoare extremă, deci oameni de mare, mare valoare pe bucății casă, dar și dincolo de asta pot aceștia să vă spună și altele. De aceea, cuvântul meu, sper să nu fie deprisos și să vă bucurați de aceste, în jur de 2 ore, de cuvinte foarte frumoase despre Brâncoveni, care mai de care vor prezenta probleme politico-diplomatice și nu numai domnul profesor Bregadi, poate și cultural și tot ce vreți. Din s-a scris cărți despre Brâncoveni. Domnul Florin Șerbănescu face un dosar de canonizare foarte greoi pentru Râmnicu Vâlcea. Și acolo o bucățică mică esențială le-o prezintă nou acum pentru un personaj, o personalitate din epoca brâncovenească, un arhimandrit, un stareț care de fapt era ca un sfânt. Dar mai marele brâncoveanu, din puterea lui în țară, era cel mai bogat om, a putut să-i acopere personalitatea. Asta e o altă problemă. Când ai lângă tine un stejar mare, tu devii prea mic și te pierzi. Dar o să-l scoată în evidență, în mod special, părintele profesor Florin Șerbănescu, foarte frumos. Părintele profesor care se va ocupa de o chestie la care țin foarte mult, mai ales că sunt, și cred că știe și părintele, sunt finul lui Ioan Alexandru. Ioan Alexandru a avut o inclinație deosebită pentru sfinții brâncoveni. În anii, până în 89, până să fie sfinți în calendarul lor, până în 92. Deci copiii lui Ioan Alexandru, unii de copii, sunt din numele, vorbea părintele ăsta, predică cu Matei. Au și nume, Ioan Constantin, Constantin l-a pus din cauza Constantin de Constantin fiul și unul este Ștefan, apropo de brâncoveni, ca paranteză. Dar el a avut o bucurie pentru brâncoveni pentru că a simțit jertfa lor și ce au reprezentat ei pentru neam românesc. El a făcut cântare și pentru alți sfinți care au ajuns Ștefan cel Mare și alții care au ajuns mari și au ajuns sfinții în calendarul nostru după 89. Astea sunt scrise până în 89 de Ioan Alexandru, ca paranteză. Ioan, o să vorbească despre inimile acestea, avem și niște cărți și dânsul are, așa o să vorbească în mod special părintele profesor Carează. Aș merge întâi la Mihaela Palade, care va vorbi despre partea brâncovenească, chestii unicat și chestii inedite oarecum, ce a scos în evidență brâncoveanu prin forța lui culturală, intelectuală. A avut și banul, cum să spun, a știut să folosească banul cu folos pentru țara asta, pentru biserici, nu pentru el. Și a lăsat chestii extraordinare. Și mai avem pe ultimul vorbitor, nu că e ultimul, s-ar putea să fie cel mai receptat, pentru că va vorbi de Părintele Arsenie Boca, pe arhive, pe baza unor arhive ale statului, arhive de la Sibiu, de la Arad, de la CNSAS și nu numai. Dânsul și doctor în Arsenie Boca. Domnul Florin, profesor Florin Buțu. Așa că are ce să vă spun, mai să fie timp. Și cu poze, și cu ce vreți dumneavoastră. E o încântare. Adică sunt lucruri care ar merita mai multe ore, chiar o sesiune de 2 zile, să zicem. Noi le facem în 2 ore, să sperăm să găsim bucuria pentru dumneavoastră, satisfacția duhovnicească, să plecați cu ceva bun, spre aceea împăcare cu Dumnezeu de care vorbeam puțin mai devreme. Asta îmi doresc. Repet, un lucru care... Această manifestare a fost la o concurență cu Bucureștiul, cu kilometru zero, cu biserica părintelui profesor, doctor în teologie canonică, Emil Nedrea Cărămizaru, un foarte bun prieten și cu părintele Patriarh Daniel, și am avut în gând să fac acolo, că este centrul și acolo sunt, moaștele Sfântului Brâncoveanu. Am avut și cu Natu Vasanul de Florin. Dar au fost lucruri neterminate. Aici am avut recepție totală de la Natul Laurențiu și am zis, bă, las totul deoparte, că acolo am făcut la kilometru zero. Această carte e, de fapt, concepută acolo, dar scos cu banii părintele episcop Ilarion Urs. E un corpus brâncovean, 2014, 300 de ani. Am avut și acolo, dar recepția, parcă am văzut mai mult spre Ardeal, am și lucrat cu Ardealul, asta altă problemă. Și mai a fost și cu preasfințitul Natul Varsanupic, acum era cu Hureze, care e o chestie superbă, la care am petrecut foarte mult timp, dar parcă am găsit aici înclinarea și, până la urmă, cuvântul copreștitor al Natului Laurențiu, o facem mai și gata. Și m-am oprit la sâmbătă de sus. Dau cuvântul domnului profesor Radu Ștefan Bergati,
să ne spună câteva cuvinte frumoase, chiar foarte frumoase, despre tema, trebuie să-l citesc exact ca să nu fac confuzii, să nu fac cu Domnul Sfânt Martir Constantin Brâncoveanu, mare ctitor al patrimoniului cultural religios românesc, 1688-1714. Asta ar fi tematică. Bineînțeles că putem și intra și dincolo de tematica aceasta și în altele.